Simona Halep are dreptul la despăgubiri substanțiale, crede avocatul american al sportivei, care a apărat-o în trecut și pe Maria Șarapova. Într-un interviu pentru știrile ProTV, el spune că sunt șanse foarte mari ca Halep să câștige și procesul început în America împotriva companiei producătoare a suplimentului contaminat care i-a adus suspendarea. Având în vedere că Simona Halep a stat departe de terenul de tenis multe luni peste cele 9 din pedepsa primită la Tribunalul Sportiv de la Lausanne, Howard Jacobs, avocatul ei american, spune că sportiva este îndreptățită la despăgubiri. I think that she's entitled to compensation for sure, and so that's why we've started the lawsuit against the supplement company. And whether there will be other lawsuits, uh, you know, we'll we'll see. We have to look into that still. În procesul intentat la un tribunal din New York, Simona Halep solicită despăgubiri de 10 milioane de dolari they will be required to pay. Depends on a, a, number of variables. I mean, there's always the possibility that the case settles before it goes to trial. If it goes to trial, it would be before a jury. And so it would be a jury that would decide um, how much Simona would be entitled to. Avocatul american care a reușit să-i reducă suspendarea Simonei Halep de la 4 ani la 9 luni se declară uimit de eforturile celor care au acuzat-o de dopaj pe Halep. El nu înțelege întârjirea cu care Agenția pentru Integritate în tenis a vrut cu tot din adinsul să pună capăt carierei tenismenei. I'm sure that they've spent more than a million pounds on the case. Um, I would guess uh, considerably more, but I have no idea. I mean, I'm just, that's my estimate based on how much work they put into it. I mean, they had, uh, so at least four or five lawyers from the one law firm plus a barrister they had, I wanna say six or seven experts. scăpată de suspendare simona halep a ajuns în statele unite ale americii unde va participa săptămâna viitoare la turneul miami open ea își va afla duminică prima adversară într-un meci oficial după 17 luni de pauză